Bună seara și bun găsit la Vocile Iașului. De la 1 august, practic, ar trebui să intrăm într-un fel de nouă eră în ceea ce înseamnă accesul la justiție, pentru că există legea medierii. Vom vedea exact care sunt modificările care intră în vigoare odată cu această dată. Vă supun atenției acest subiect în această seară, medierea, argumente pro și contra. Invitați la Vocile Iașului în această seară sunt Anca Preda, avocat în baroul Iași. Bună seara! Bună seara! Și Romeo Chelaru, prim-vicepreședinte al Camerei Mediatorilor din România, mediator autorizat. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Vă invit să urmărim mai întâi un scurt material realizat de colegii de la Departamentul Știri și apoi începem discuția despre mediere. Peste 150 de mediatori din toată țara s-au întâlnit la Iași la conferința națională Medierea este un drept. Sub acest slogan, mediatorii încearcă să convingă cât mai multe persoane să apeleze la serviciile lor. Oamenii nu preferă medierea, oamenii preferă obligativitatea, ei se ducă în instanță. Consideră că un judecător sau altcineva poate să împartă această dreptate. Chiar dacă duc lipsă de clienți, mediatorii afișează tarife ridicate pe care o persoană cu salariu mediu pe economie nu își permite să le achite. Acestea pornesc de la 500 de lei și ajung chiar și la 4000 de lei, sume la care se mai adaugă alte taxe, cum ar fi cea de înregistrare, care este între 200 și 1000 de lei. Tarifele sunt pentru o singură ședință. Nimeni nu reglementează în acest moment prețurile în acest domeniu. Este un tarif, sunt liberi în piață să acționeze mediatorii, dar încheierea unui contract, repet, se face prin liberă negociere între părți și mediator. Pe lângă faptul că sunt puțini cei care merg la mediator, sunt puțini și cei care ajung să se împace prin această metodă. Din 10 părți care intră în birou, 2 își rezolvă conflictul prin mediere, deci undeva 20%. Restul 4 sau până la 5 își beneficiază de informare cu privire la medierii, iar 2 sau 3 de regulă nu se prezintă pentru a participa la această informare. Pe de altă parte, avocații sunt de părere că această obligativitate de a trece mai întâi pe la mediator înainte de a da pe cineva în judecată îi împovărează și mai mult pe cei care au astfel de probleme. Posibilitatea de a căuta un mediator, de a achita acestuia un onorariu, de a vedea că poți sau nu poți să te înțelegi cu partea pe care partea adversă sau cel cu care vrei să te judeci, înseamnă din punctul meu de vedere o pierdere de timp și o tergiversare a inițierii unei acțiuni. La salariile care le avem noi de 10 milioane, 15 milioane, nu știu dacă ne permitem luxul ăsta. Refuzul uneia dintre părți de a participa la ședința de informare despre mediere se sancționează cu sume cuprinse între 100 și 1000 de lei. Anul trecut au fost pe rol peste 3,3 milioane de dosare, majoritatea pe spețe civile. Se speră că odată cu intrarea în vigoare a acestei măsuri, numărul dosarelor se va reduce cu 1 milion. Am urmărit așadar un material realizat de colegii de la Departamentul Știri despre mediere. Mediere reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților. Este un extras din legea numărul 192/2006. Domnule Chelaru, ce se va schimba mai concret de la 1 august. De la 1 august, potrivit legii medierii, este obligatorie ședința de informare cu privire la mediere și la avantajele acesteia. Pentru cine anume? Este o ședință de informare care este organizată în biroul mediatorului, de către mediatorul autorizat, pentru părțile care sunt litigante într-un anumit litigiu. Și mediatorul informează. Adică pentru oricine care până acum apela la o instanță judecătorească? Deci cei care sunt într-un litigiu, un litigiu vremelnic, și doresc să se adreseze instanței de judecată, înainte de a se adresa instanței de judecată, începând cu data din 1 august 2013, iată peste câteva zile, există această obligativitate de a participa la o ședință de informare cu privire la mediere și la folosirea acestei căi pentru a soluționa litigiul dintre ele. Este și obligatorie. Această ședință de informare cu privire la mediere este obligatorie și, nota bene, se desfășoară cu titlu gratuit. Deci prima ședință
Este gratuită. Este gratuită, pentru că noi aducem la cunoștința părților despre această cale nouă, alternativă instanțelor de judecată și căutăm ca prin demersurile pe care le facem să arătăm care sunt avantajele folosirii acestei noi proceduri. Cum află cei care... Să spunem că sunt două persoane care sunt într-un conflict, foarte pe scurt. Cum află celălalt? Adică eu vreau să fac ceva, merg la mediator și mediatorul face aici ce? Sunt, sunt unele aspecte care izvorăsc din realitate. Dacă două, trei părți sunt într-un litigiu și împreună aceste două, trei părți vin la biroul mediatorului pentru a încerca să rezolve litigiul pe această cale a medierii, fără îndoială că mediatorul de îndată trece la desfășurarea, organizarea și desfășurarea acestei ședințe gratuite cu privire la mediere. Deci părțile sunt în biroul mediatorului și mediatorul vorbește acestora despre legea aceasta, despre ce este medierea, ce avantaje sunt, care sunt drepturile și obligațiile părților, care sunt drepturile și obligațiile mediatorului, ce este un acord de mediere. Sunt și alte situații, spre exemplu, sunt situații în care doar o singură parte dintr-un litigiu este la biroul mediatorului. Atunci, în baza unei solicitări scrise a acestei părți, mediatorul lansează o invitație către celelalte părți care sunt în conflict și invită partea a doua la mediere. Și dacă partea a doua se prezintă și iarăși la fel se constituie, sunt cele două, trei părți în biroul mediatorului, se procedează la informare cu privire la mediere, la avantajele acesteia, la fel, cu titlu gratuit. Anca Preda, este această metodă în avantajul justiției, nu este, vine în avantajul cetățenilor care au probleme, care au conflicte, mai exact? Ar putea să fie în beneficiul justiției dacă ar fi reglementată corespunzător, din punctul meu de vedere. În forma actuală, legea va naște numeroase controverse. În primul rând, pentru că, pe de o parte, spunea și domnul Chelaru, că această procedură de informare este gratuită. Aș vrea să văd cum va funcționa această profesie de mediator și cât de mulțumitoare va fi această ședință de informare pentru mediator în primul rând. Da? Pentru că până la urmă trebuie să închirieze un spațiu, trebuie să ofere consultanță și toate lucrurile acestea se întâmplă gratuit în condițiile în care cursurile au costat o sumă destul de consistentă. Doi la mână. Dacă aici ajungem, este o altă problemă. Aici este o altă problemă că vom discuta ulterior, probabil. Doi la mână. Dacă ajungem efectiv la mediere, ceea ce este de dorit pentru părțile care se află în litigiu, trebuie să înțelegem că mediatorul, în actuala formă prevăzută de lege, este o persoană care are studii superioare și 3 ani experiență în câmpul muncii. Și atât. Aș vrea să știu cum un mediator care nu are studii juridice va avea posibilitatea să emită un act. De cele mai multe ori am văzut în lege chiar că scrie că acest act nici nu trebuie să fie redactat de mediator, ci poate fi redactat de către părți. Lucru, din punctul meu de vedere, cu atât mai... nu știu dacă grav, părțile pot ajunge la înțelegeri. Problema este dacă își cunosc drepturile și obligațiile, la ce renunță și la ce și ce beneficii au. Cred că reala problema acestei legi a medierii este faptul că mediatorul nu este o profesie juridică, așa cum este avocatul, notarul, executorul judecătoresc, practicianul în insolvență și cei din magistratură, judecătorul, procurorul. În condițiile în care în toate aceste profesii juridice oamenii au o pregătire solidă și au posibilitatea să medieze efectiv și să explice și să concilieze o situație conflictuală, o persoană care nu are studii juridice, are studii superioare și îndeplinește condițiile potrivit acestei legi să fie mediator, mai mult de ședința de informare, eu cred că nu va putea să facă decât să producă niște grave erori judiciare și să creeze prin eliberarea efectivă a actului de mediere, situații conflictuale, gen anularea actului de mediere prin instanță. Deci eu cred că medierea în sine va crea mai multe probleme în instanță, dacă va veni în beneficiul acestea. Puneți întrebării modalitatea nu prin care cineva ajunge mediator, ci faptul că lipsa unei pregătiri îndelungate poate crea probleme. Dacă îmi permiteți, aș interveni aici cu o scurtă precizare. Din start vreau să spun că mediatorul este o persoană pregătită prin cursuri de formare inițială și prin cursuri de formare continuă. În același timp, ce înseamnă acest
cursuri de formare inițială? Și voi reveni doar să răspund la această răspund la această întrebare. Mediatorul nu este un judecător pentru ca să judece părțile. Mediatorul nu este un avocat să asiste sau să apere una din părți. De asemenea, mediatorul nu este un procuror care să acuze părțile. Atunci ce este mediatorul? Mediatorul, cum spuneați foarte bine din lege, este o terță persoană pregătită care în baza confidențialității, imparțialității, caută ca părțile să ajungă la o înțelegere. Și aici aș... Un fel de arbitru. Nu, arbitru este altceva. Arbitru hotărăște și arbitru emite hotărâre. Aici mediatorul este cel care pilotează tehnic părțile ca pe baza unui dialog, pe baza unei comunicări să ajungă la o soluție. Părțile generează soluții. Părțile aleg din soluțiile generate soluția care le este convenabilă și înscriu în acordul de mediere această soluție. Vreau să vă spun că domnișoara avocat știe foarte bine, articolul 9 din noul cod de procedură civilă vorbește de dreptul de dispoziție a părților. Luăm noi acest drept de dispoziție al părților pentru a dispune ele însele acolo unde este cazul despre modul în care se rezolvă un conflict, nu cred că este bine acest lucru. Și atunci vă mai spun și o altă chestiune. Legea aceasta 192 din 2006 privind organizarea medierii și a profesiei de mediator, iată, are 7 ani și jumătate de când este publicată în Monitor Oficial. A fost modificată de mai multe ori pentru a răspunde și a corespunde realităților obiective din țara noastră. Cred că nimeni în țara aceasta nu poate nega existența unei noi activități care se numește mediere. Nimeni nu poate exista existența unei noi profesii care se numește mediator. Dar nu negăm acest lucru. Nu este vorba de a nega o profesie, ci a ne întreba asupra, sau probabil acest lucru, la acest lucru vă referiți. La acest lucru mă referam și dacă domnul Chelaru spunea, este mediatorul este mai mult decât un avocat, este mai mult decât ceea ce face un judecător, este mai mult decât ceea ce face un procuror. Nu, îmi pare rău, nu am spus așa, nu am spus așa. Am spus că nu este judecător, nu este avocat, nu este procuror. Bun, n-am spus mai mult. Mediatorul va putea să ajungă în acel punct, să reușească să facă acest acord de mediere, practic să simplifice munca a doi avocați și a unui judecător imparțial care să judece o cauză conflictuală, vă dați seama ce pregătire trebuie să aibă, superioară, să aibă posibilitatea să cunoască drepturile și obligațiile părților pentru a alege pentru acestea cea mai bună soluție. Din punctul meu de vedere, a spune că părțile au drept de dispoziție este foarte corect, oamenii cunosc legea și nu pot invoca necunoașterea ei, dar pe de altă parte oamenii nu au pregătire juridică. Ei trebuie să-și cunoască foarte bine drepturile și obligațiile ca să știe la ce renunță și ce beneficii au. Ori, a merge în fața unei persoane care nu le poate explica din punct de vedere juridic acest aspect, eu nu cred că va genera decât, mă repet, mai multe probleme în instanță. Pentru a puncta o chestiune pe care a spus-o dumneavoastră mai înainte, vreau să precizez următoarele. Profesia de mediator nu este o profesie de natură juridică. Profesia de mediator este o profesie nouă, este o profesie de liberă practică care caută să rezolve litigiile dintre părți, persoane fizice și persoane juridice, pe baza unor modalități noi, pe baza dialogului, pe baza comunicării. Aici nu avem nevoie de coduri de procedură civilă, coduri de procedură penală. Regulile sunt stabilite de către părți. Deci, mediatorul este cel care nu sunt necesare studiile. Doar consemnează în acordul de mediere voința părților. Cu alte cuvinte, acordul de mediere, cum ați spus dumneavoastră foarte bine, este un înscris sub semnătură privată. Deci el înserează în conținutul său, acest acord de mediere, voința părților, consimțământul acestora. Și, practic, mediatorul vine și semnează pe alături de părți. Este un simplu înscris sub semnătură privată. Vreau să vă întreb ceva. Vin două persoane care se află în conflict, trei, nu are importanță, la mediator, ajung să vină împreună, chemate, și zbucnește un conflict în... chiar în cabinet acolo. Ce se întâmplă? Sunt proceduri și tehnici, pe care noi le învățăm în cursurile de care vorbeam mai înainte și poate e momentul să și revenim asupra lor.
ca regulă medierea se desfășoară în ședință comună, unde părțile, două, trei, patru câte sunt și mediatorul, desfășoară discuții, comunică între ele, își transmit date și informații. Este regula. Dar există și excepții. Și anume, sunt ședințe separate în care mediatorul vorbește separat doar cu una din părți și sunt niște momente cheie în care se convoacă aceste ședințe separate. Momente cheie. Și cum ați spus dumneavoastră, când părțile trec de la, eu știu, o discuție corectă, normală, omenească, la violențe fizice, violențe verbale. Când părțile nu-și transmit date și informații pentru a fi utile la mediere. Și așa mai departe. Atunci mediatorul convoacă cu acordul părților o ședință separată de mediere. Și în ședința aceasta separată de mediere, atunci când distanțele dintre mediator și parte se reduc, cresc elementele care țin de comunicare. Se alătură dialogului nostru și Ștefan Coste, președinte al Camerei Mediatorilor din România. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Suntem într-o discuție despre mediere, așa cum am spus, alături de avocatul Anca Preda și Romeo Chelaru, prim vicepreședinte al Camerei Mediatorilor din România. Este mediatorul sau medierea o soluție pentru a diminua numărul de dosare din justiție? În mod categoric, da. Când vorbim de mediere, vorbim de posibilitatea ca cetățeanul să-și rezolve conflictul el împreună cu adversarul său, cu partea cu care a intrat în conflict, în prezența mediatorului. Medierea nu este o noutate. Putem spune că deja am intrat în al șaptelea an de când... De ce este o soluție, având în vedere că cei care ajung de obicei în conflict tocmai ajung în acest punct pentru că epuizează celelalte arme prin care s-ar putea înțelege? Ajung la conflict din cauza că nu se realizează comunicarea. Comunicarea este întreruptă și comunicarea fiind întreruptă este cauza de generarea conflictului și de amplificarea acesteia. În condițiile în care vin la mediator, mediatorul este persoana autorizată în condiții de imparțialitate, neutralitate și confidențialitate să realizeze, să pună părțile față în față și să realizeze acea comunicare care începe și se derulează, iar pe parcursul procesele de mediere, părțile împreună cu mediatorul găsesc soluția la problemă. De ce credeți că, sau de ce considerați dumneavoastră, dacă considerați acest lucru, că nu sunt necesare studii juridice pentru această meserie? Cum a spus și Consiliul Superior al Magistraturii, în luna trecută a fost un material tema aceasta, medierea este o profesie non-juridică. Ea nu vizează latura juridică a problemei, ci analizează conflictul. Mediatorul nu analizează... Dar se poate analiza un conflict fără a avea în vedere latura juridică? Bineînțeles. Deci natura conflictului este mai profundă. Noi intrăm pe analiza conflictului în procesul de mediere. Iar apoi, după ce părțile din dialogul pe care îl poartă sau care, dacă e cazul ședinței de mediere separate sau cum se desfășoară procedura de mediere, procesul de mediere în funcție de fiecare mediator în parte, atunci se găsesc soluțiile pentru a merge mai departe. Nu putem de vorbi de analiza juridică a unui caz decât după ce am început procesul de mediere. Iar eu de fiecare dată recomand părților să fie, le întreb dacă au un avocat, iar dacă au un avocat le recomand să vină cu avocatul. Pentru că eu, chiar dacă sunt jurist, nu intervin în decizia lor. Iar avocatul să fie alături de ele, iar avocatul, dacă este alături de părți, poate să le consilieze, să le asigure suportul legal, ca niciuna dintre părți să nu aibă de pierdut nimic. Nu credeți că este o instanță în plus, obligativitatea de a merge la mediator, pe lângă faptul că vrem să mergem în justiție? Aici este greșeala. Deci, ce am sezizat și din atitudinea apostolului dumneavoastră în ultimele zile. Deci, este o înțelegere greșită. Deci, nu este un pas în plus. Deci, este o etapă de eliminare a unui conflict în instanță. În instanță decide judecătorul pentru tine. Dumneavoastră spuneți că două cazuri din 10 se rezolvă la mediator. Da, dar pentru celelalte 80% nu este o instanță în plus?
Nu, pentru că și celelalte 80% pe parcursul anilor, ca și în Statele Unite, ca și în Germania, ca și în alte țări civilizate, vor ajunge să-și rezolve conflictul prin mediere la mediator, în instanță. Dacă luăm exemplul Statelor Unite, care a pornit în procedura de mediere din anii 70, vom vedea că ei au ajuns în situația de astăzi ca 80% din cazuri să fie soluționate prin mediere și arbitraj. Trebuie să avem în vedere că oamenii pot să decidă pentru ei. Mediatorul le induce inclusiv o schimbare a modalității de gândire, o schimbare a mentalului colectiv în care intervine și dintr-o stare conflictuală a cetățeanului, dintr-o perspectivă a judecății alte persoane asupra conflictului, vine și determină părțile să accepte medierea ca modalitate alternativă, având un rol foarte important, inclusiv ele, în decizie. Atunci când este medierea, este decizia părților. Când există o judecată a altei persoane, este decizia judecătorului. Și atunci părțile trebuie să conștientizeze că este mai bine să decidă ele, pentru că ele sunt coautoare la conflict, nu altcineva. Vă rog, Anca Preda. Nu vreau să fiu înțeleasă greșit cu privire la mediere. Eu nu sunt împotriva medierii ca operațiune, îi spun în continuare, juridică, pentru că vorbim de soluționare pe calea amiabilă a conflictelor. Eu sunt, să spunem, și am argumentele împotriva profesiei de mediator ca profesie nejuridică, dacă este corect să formulez în acest fel. Și vă spun de ce. Pentru că spunem, părțile decid. De cele mai multe ori, părțile nu cunosc faptul că renunță la niște drepturi sau că nu pot renunța la niște drepturi. Și vă dau un exemplu clasic și voi vrea să-l discut chiar aici. Luăm exemplul divorțului. Am vorbit și săptămâna trecută pe marginea taxelor de timbru legal de acest aspect. Să spunem că părțile sunt de acord să meargă la mediator pentru a face divorțul prin mediere și este reglementat în lege. Să spunem că mama, având suficiente resurse materiale, spune renunț și la pensie alimentară și la tot. Mediatorul nu intervine, este cel care mediază părțile. Nu, aici sunteți într-o eroare. Dar nu sunt într-o eroare. Lăsați-mă să termin. Lăsați-mă să termin și după aceea puteți să veniți cu argumente. Vă rog foarte frumos, eu vă ascult pe dumneavoastră. Vă rog, ascult. În această situație, o persoană care nu cunoaște legea în această materie nu înțelege că este interesul superior al minorului ca părintele să nu renunțe la pensia de întreținere pe care o datorează celălalt părinte. Dacă un inginer agronom cum este tatăl meu, va veni și va face mediator, nu am nimic împotrivă, dar nu cred că are această capacitate de a gestiona o înțelegere a părților din acest punct de vedere, pentru că părțile se pot afla în eroare cu privire la drepturile și obligațiile lor. Nu se poate. Vă rog frumos să-mi spuneți, unde greșesc, domnul notar. Doamna avocat, vă rog. Greșiți din punctul de abordare a problemei. Când discutăm de că nu cunoaște dreptul partea, din potrivă, părțile cunosc drepturile. Dacă ați luat acest exemplu cu divorțul și renunțarea la suma de bani ce îi se cuvine minorului, să știți că în momentul când are loc formarea ca mediator, există și un capitol de dreptul familiei, dreptul familiei în care părțile, participanții la formare în mediere, deci cursanții pentru viitorii mediatori care vor fi, sunt informați și se prezintă și asemenea categorii de specii. Deci, chiar dacă spunem că legiuitorul a gândit-o cândva că este o profesie non-juridică, deci Consiliul de Mediere a reglementat un standard ocupațional și în acest standard ocupațional se găsesc și cunoștințele juridice necesare. Deci, pentru cei care au venit la mediere să se formeze ca mediator dintre avocați, am avut plăcuta surpriză să constat că după 4-5 zile de curs au constatat că, într-adevăr, beneficiul medierii este foarte important și pe locul central, în ceea ce se în jurul medierii, gravitează avocatul. Deci, pilonul de bază al dezvoltării medierii este avocatul, indiferent că merge avocatul în instanță sau este alături de parte. Dați-mi un exemplu de mediator neavocat, vă rog, sau neprofesie juridică. Nu, cum dumneavoastră sunteți notar și dumneavoastră aveți aceleași cunoștințe și știți foarte bine să mediați părțile, pentru că știți foarte bine legea. Dați-mi exemple de mediatori care nu sunt nu au cunoștințe juridice. Cum vor reuși în două săptămâni de curs de mediator? Să nu cădem în capcana în care mediatorul trebuie să fie jurist. Deci mediatorul trebuie să stimuleze părțile ca să poată să fie asistată de avocat. Rolul avocatului nu este diminuat cu nimic.
fie că este vorba de mediere, fie că este vorba de instanță de judecată. Eu am o vorbă, decât să mă duc ca avocat să rog judecătorul să-mi dea o soluție pe care o doresc eu în funcție de actele care le-am în dosar, mai degrabă ca avocat mă duc și negociez alături de clientul meu o soluție reciproc avantajoasă pentru ambele părți. Domnule Ștefan Coste, vreau să vă adresez o întrebare la care aș dori un răspuns scurt pentru că ne apropiem de pauză. Vă rog. Dacă există posibilitatea ca cineva să vrea să meargă direct în instanță, să sară peste mediere, cum se procedează? Deci, din punct de vedere al procedurii prevăzute de legea 192, care intră în vigoare cu sancțiunea inadmisibilității la data din 1 august, nu este posibil să sară prezentarea la informare. Dar el poate să sară, cum a spus dumneavoastră, dacă mediatorul nu înțelege să-i facă o informare corespunzătoare, să-i facă un mod de gândire în afara cadrului conflictual și să-l aducă să-și rezolve problema la mediere, atunci omul este liber să meargă la instanță. Din această cauză trebuie de subliniat că medierea nu este o obligație, ci medierea este un drept pe care o are partea care are un conflict cu altcineva de a se prezenta la mediator și de a decide în cunoștință de cauză. Deci după ce se face ședința de informare, următoarea etapă este aceea în care părțile decid dacă sunt de acord să parcurgă procedura de mediere sau nu. Dacă sunt de acord, atunci vor semna un contract de mediere. Dacă nu sunt de acord, atunci vor primi un certificat de informare, certificat de informare care se eliberează gratuit și care va fi depus la instanță de către reclamantul care merge în instanță. Domnule Ștefan Coste, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Vocile Iașiului. Luăm o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, și revenim în continuare la această dezbatere despre mediere. Am revenit la discuția despre mediere cu argumente pro și contra. Invitați la Vocile Iașiului Anca Preda, avocat în baroul Iași, și Romeo Chelaru, prim vicepreședinte al Camerei Mediatorilor din Iași. În intervenția telefonică din prima parte a emisiunii, președintele Camerei Mediatorilor din România, Ștefan Coste, ne-a spus că mediatorul nu trebuie să fie jurist. Deci, până la urmă, a răspuns întrebărilor sau, mai curând, criticilor dumneavoastră legate de profesia celui care face, până la urmă, medierea. Și cu permisiunea dumneavoastră aș mai sublinea o chestiune. Domnul Ștefan Coste a spus un lucru extrem de important, că este opinia de la cel mai înalt nivel, opinia CSM-ului, Consiliul Superior al Magistraturii, că medierea este o activitate non-juridică, iar mediatorul desfășoară o activitate care nu este de natură juridică. Totuși, de aceea, totuși obiecțiile au un fundament atâta timp cât vorbim despre persoane care au un conflict, care de obicei se rezolva în justiție, deci cu cărțile, codul civil pe masă. Da. Ce vreau să vă spun? În acest sens, argumentul că ar trebui studii juridice stă în picioare. Ce vreau să vă spun? La italieni, mediatorul se numește giudici di pace. Deci este judecătorul care aduce pacea, care aduce împăcarea, care aduce elementele de lămurire a unui conflict. Și la noi, având în vedere legea care, de care ați vorbit, 192 din 2006, dar și practica în domeniul acesta de 7 ani și ceva, mediatorii sunt cei care, pe baza, spuneam, a dialogului, a comunicării, caută să găsească o soluție împreună cu părțile. Și să vă mai spun o chestiune. Nu este în același timp vă mai spun o chestiune, că medierea este cea care dă putere părților acolo unde, cum să vă spun eu, părțile trebuie să decidă ele însele cu privire la conflict. Nu este ușor ideal această dorință de a rezolva conflictele fără să ajungem în instanță? Nu ține de un aspect utopic? Nu. După cum cunoașteți, în Statele Unite, în Canada, de la sfârșitul secolului trecut, la jumătatea secolului trecut, medierea are niște rezultate extraordinar de bune.
Și 70-80% din totalul conflictelor și litigiilor care sunt între persoanele fizice și persoanele juridice se rezolvă pe această cale. Iată și la noi, țările care vin din spațiul Uniunii Europene au admis această modalitate alternativă de soluționare a litigiilor. Noi avem la fel 7 ani de zile și se pare că este soluția care va rezolva din ce în ce mai multe dosare în perioada imediat următoare. Dacă ar rezolva din ce în ce mai multe dosare, de ce este introdus aproape cu forța? De ce suntem obligați să apelăm la ea? Nu, vă spun... De ce aici nu este o profesie liberă și cine vrea merge... Aici sunt niște nuanțe la care ar trebui să facem trimitere. În primul rând, obligativitatea revine ședinței de informare cu privire la mediere, cu privire la folosirea acestei căi pentru rezolvarea conflictelor. Aici este problema obligativității. Aici mediatorul desfășoară o muncă de a aduce la cunoștința părților ce este medierea. Sună de ca și cum este un drept pe care suntem obligați să-l avem. Și atunci nu mai este un drept. Nu, este un drept pentru că provine și are izvorul în lege. Este legea 192. Fără îndoială este un drept. Și mai mult decât atât, medierea este și o soluție pentru rezolvarea conflictelor. Deci este un drept și este o soluție. Pentru că în perioada, vă spuneam, imediat următoare, chiar peste câteva zile, începând cu data din 1 august 2013, intră în vigoare. Foarte multe persoane fizice, persoane juridice, vor apela la această metodă alternativă de soluționare a litigiilor. Vor audia pentru început la ședința de informare ce este medierea, ce avantaje are medierea și apoi, în deplină cunoștință de cauză, vor căuta ca pe această cale să rezolve litigiile în care se află. Vă rog, dacă aveți completări, observații. O foarte scurtă paranteză, dacă tot am vorbit de giudice di pace din mediatorul din Italia, probabil că domnul Chelaru cunoaște și faptul că medierea urmată de acordul de mediere și de conciliere în fața mediatorului a fost declarat neconstituțional în Italia încă din noiembrie 2012. Aceasta este ca o paranteză, vom vedea care este soarta acestei legi în România. Ca o notă subliniez că s-a revenit asupra acestei probleme. Bun. Deci o dispută și în alt S-a revenit asupra acestei probleme. În ce sens? În sensul că... Dacă s-a declarat neconstituțională. Nu, în sensul că medierea este procedură obligatorie pentru o seamă de litigii în anumite domenii de activitate. Legat de procedura de informare, s-a subliniat de câteva ori în această seară, s-a subliniat faptul că această procedură este gratuită și că inclusiv eliberarea acelui certificat de informare, prima ședință și eliberarea certificatului că ai participat practic la ședința de informare, care înțeleg că este obligatoriu la instanța putând să-ți declare inadmisibilă, să-ți pronunțe ca inadmisibilă o acțiune în lipsa acestui certificat, se fac cu titlu gratuit. Nu știu cât este de legal, nu vreau să dau idei nimănui, numai că cineva care trebuie să emită un certificat depune o muncă. Procedura de informare am înțeles că este gratuită și în afara acestei definiții prin care mediatorul le aduce la cunoștința părților că pot să soluționeze pe calea amiabilă în prezența sa, care este neutru, imparțial și le asigură confidențialitatea cu privire la informații, nu știu ce altceva le mai poate spune atâta vreme cât nu cunoaște, cât nu are studii juridice. Aș vrea să cred că foarte bine s-ar potrivi cu această profesie cei care au studii psihologice, ceea ce chiar cred că ar veni în beneficiul acestei legi. Sunt mediatori cu asemenea studii. Sunt din toate domeniile. O cunosc și eu și dumneavoastră. Bun, trecând peste acest aspect, acest certificat de informare este eliberat cu titlu gratuit. Nu știu cât de legal, iar spun că este această procedură, în condițiile în care o persoană muncește, efectiv. Doi, legat de ceea ce spunea domnul notar pe telefon, domnul Coste, au fost mai multe aspecte care aș fi vrut să le surprind. Aș fi vrut să fac referire la faptul că în cuprinsul celor 2 săptămâni de curs se pregătesc diferite simulări și spețe. Exact. Sunt 2 săptămâni, haideți să nu glumim. Plătim o taxă de 3.000 de lei, cam cât se plătește într-un an de studiu la un master sau la un an de studiu la universitate, la o universitate de stat sau privată. Plătim 3.000 de lei în 2 săptămâni ca să obținem o profesie în România și o ștampilă și o semnătură.
nu știu cât, pentru mine ceva undeva nu funcționează. Eu cred că undeva vor apărea niște probleme foarte grave în sistem și asta o vom vedea cu timpul. Putem să facem de azi în 6 luni o simulare, inclusiv. Eu aș interveni aici, domnule avocat, vă rog să aveți în vedere faptul că discutăm cu persoane care au studii superioare. Discutăm cu persoane care vin din activitate profesională, din diferite activități. Noi nu facem acolo școală generală sau școală primară. Haideți să nu glumim cu acest aspect. În România, toată România are studii superioare. Da? S-au fabricat pe bandă rulantă, diplome de studii superioare. Cred că trebuia tratată cu mai multă seriozitate profesia de mediator, inclusiv pentru prestigiul profesiei dumneavoastră. Eu țin la prestigiul profesiei de avocat și sunt mândră de profesia mea. Vreau și de oamenii care în egală măsură este și eu țin la această profesie. Și dumneavoastră aceeași și cursurile de inițiere, cursurile de formare profesională care cu caracter continuu care se fac, își au izvorul în această lege. Deci, încă o dată subliniez, țin și eu la această profesie enorm de mult, chiar cred în viitorul ei și tot ce s-a făcut până acum s-a făcut pe baza a ce spune legea. Vă propun să și schimbăm puțin optica, să trecem dinspre profesie, care e un subiect oricum important, dar am putea continua mult timp de acum înainte, fără să epuizăm subiectul, la cealaltă parte, la partea cetățeanului. Este medierea o piedică pentru cetățenii care vor să acceadă să rezolve conflictele în justiție sau este mai curând ceva care îi ajută? Și discuției noastre se alătură avocatul Liviu Bran. Bună seara! Bună seara! Adresez chiar dumneavoastră această întrebare. Medierea vine în sprijinul actului justiției sau mai curând este o instanță în plus? Privind din perspectiva întrebării dumneavoastră, aș fi tentat să spun că ar veni în sprijinul justiției. Dar dacă privim în amănunt întreaga situație, cred că va fi o piedică. Puteți să ne de ce spun lucrul ăsta? Detaliați, vă rog. Da, pentru că am constatat, împreună cu colegii mei, eu fiind și mediator, faptul că în momentul în care ne vom adresa unui mediator de la 1 august, practic, clientul va fi pus pe drumuri și nimeni, niciun mediator, nu va fi de acord să-și pună timpul la dispoziție gratis. Astăzi, pe de o parte. Deci, primul impediment care va fi o taxă, oricât de mic ar fi ea, pe care clientul sau justiciabilul va trebui să o treacă. Prima ședință, am înțeles din această seară, că este gratuită. Da, prima ședință pe lege este gratuită. Haideți să ne raportăm în teren. Da, care sunt în platou, probabil că sunt oameni cu experiență. Am înțeles că e colega mea, Anca Preda, pe care o salut. Bună seara. Și domnul Roman Chelaru. Da. Nu cred că ar trebui să ne amăgim. Va fi gratuită și mediatorul va veni 5 minute de vasună. Bună ziua, sunt mediatorul cu tare. Ați venit la mine pentru ședința de informare. Stau 5 minute cu dumneavoastră, pentru că legea nu impune 5-10 minute, spune ședință, da? Și după 5 minute îi spune trebuie să fac un proces verbal care vă costă 100 de lei. Și dacă privim lucrurile așa, cum vi le explic eu, și eu sunt un tip realist și trecut prin profesia pe care o fac de 16 ani, consider că e o mică virgulă capcană pentru justițiabil. O să verificați în timp ceea ce vă spun eu și o să constatați că așa stau lucrurile. Să nu vă imaginați că cineva care a plătit 1000 de euro taxă de școlarizare mediatori, așa cum am făcut și eu și cum au făcut mulți colegi ai mei, avocați care, din punctul nostru de vedere, facem medieri în fiecare zi, la partajurile care le facem, la divorțurile care le facem și la acțiunile pe care le avem pe rol, vom accepta să stăm în fața unui justiciabil de dragul de asta. Nu. Voi sta 5 minute prima ședință, după care vă spune în următoarea 5 minute trebuie să fac un proces verbal care vă costă atât. Cu alte cuvinte, este un drum în plus, bani în plus? Este un drum în plus, un ban în plus. Singurul avantaj pe care îl are justiciabilul va fi în momentul în care, într-adevăr, va ajunge la o înțelegere cu cealaltă parte, mediatorul va face acel proces verbal. Și în momentul în care va face acest proces verbal, se va duce în fața instanței de judecată și nu va plăti taxa de timbru. Este singurul avantaj de care poate beneficia justiciabilul. Să-l ascultăm pe domnul Chelaru.
Bună ziua, domnule avocat, sunt Romeo Ochelaru, prim vicepreședinte al Camerei Mediatorilor din România. Domnule avocat, dumneavoastră sunteți... Bună seara! Sunteți mediator. Ați spus că ați făcut aceste cursuri de mediator. Vreau să vă spun că din punctul nostru de vedere nu se percepe niciun fel de taxă cu privire la ședința de informare pentru mediere și avantajele acestea. Și dumneavoastră ați spus niște neadevăruri, în sensul că un proces verbal costă 800 de lei. Domnule avocat, vreau să vă spun că în realitatea practică nu există așa ceva. Procesul verbal și certificatul de informare sunt niște înscrisuri, niște dovezi care se dau în biroul de mediator de către mediatorul autorizat pentru părțile care au participat la ședința de informare. În primul caz, certificatul de informare, iar în al doilea caz, pentru situația în care această ședință de informare nu a avut loc din vina părților care au fost invitate. De aceea, domnule avocat, vreau să vă spun că medierea este o activitate care va aduce mari și multe beneficii instanțelor de judecată. Și eu am văzut și niște programe ale Ministerului Justiției care la măsuri organizaționale vorbește de faptul că se va pune accent pe acele măsuri de rezolvare a conflictelor în etapa prejudiciară. Iar noi aici înțelegem medierea și înțelegem arbitrajul. Deci, iată, Ministerul Justiției pune în prim plan această chestiune. Probabil Chelaru, și să... Scuze că intervin. Vă rog. Ce profesie aveți? Din punctul meu de vedere? Da, ce profesie aveți la mediator. Bază? Sunt mediator acum și sunt absolvent al Facultății de Drept din Iași. Și cadru didactic. Cât ați profesat dumneavoastră în justiție? Asta vă întreb. Câtă experiență aveți dumneavoastră în spate, da, ca licențiat în drept, da, și practician, deci avocat, consilier juridic sau altceva? Da. Câtă experiență aveți? 35 de ani. 35 de ani. Exact. Felicitări pentru experiența pe care o aveți. Mulțumesc. Vă întreb, domnule Chelaru, dumneavoastră munciți degeaba? E o problemă care ține de litera legii, domnule avocat. Vă rog să-mi răspundeți doar la întrebare. Dumneavoastră personal munciți degeaba? Încă o dată vă spun. Deci dacă nu vă referiți la ședința... Nu aveți cum să munciți degeaba, deci... pentru că altfel n-ați fi existat. Domnule... Pe două parte, alt lucru care vi-l spun. Vă rog. Ce control aveți dumneavoastră în calitate de vicepreședinte al Camerei Mediatorilor, da? De a verifica ceea ce se întâmplă într-un birou de mediatori? Deci sunt niște coduri deontologice, ca și la dumneavoastră, domnule avocat. Corect. Care arată la cineva. Ce control aveți? Există... Asta vă spun, pentru că eu vă spun din practică, eu nu vând iluzii. Domnule avocat, există, spuneam, coduri de procedură, există comisii de disciplină, iar această profesie de mediator se supune tuturor regulilor specifice unei profesii cu liberă practică. Să dea Dumnezeu să fie așa cum spuneți dumneavoastră, să dea Dumnezeu ca medierea într-adevăr să-și atingă scopul nobil pe care îl are. Vă mulțumesc că apreciați acest lucru. M-aș bucura enorm de mult. Eu, în calitate de mediator, de arbitru comercial, să vă pot spune peste un an că ați avut dreptate, dar deocamdată, în calitate de avocat cu profesie de 16 ani, îmi dau seama că această trimitere la mediator este încă o piedică în fața actului de justiție și pentru justițiabil. Poate este o părere pur personală, da, nu privit din calitatea de avocat, ci pur și simplu din calitatea celui care vine în contact zi de zi cu clienții mei și care mă întreabă, domnule avocat, de ce trebuie să mă mai duc într-un alt birou când eu vreau să mă judec? Pentru că nu am avut la nicio înțelegere cu fratele meu, cu sora mea, cu vecinul meu, cu dușmanul meu de viață. Am înțeles. Domnule avocat, dacă îmi permiteți... Deci eu vorbim în calitate de practician. De-aia v-am întrebat câtă experiență aveți. Să dea Dumnezeu așa să fie. Să ascultăm răspunsul domnului Chelaru. Da. Domnule avocat, dacă îmi permiteți... Ce ar trebui răspuns? Dacă îmi permiteți să încep cu un aforism. Și anume că mi-e prieten Platon, dar mai prieten este adevărul. Adevărul este, domnule avocat, că există această lege. Bună sau rea, noi trebuie să o aducem la îndeplinire, pe toate căile. Și iată că această ședință de informare cu privire la mediere, așa cum este ea cu caracter obligatoriu, așa cum este ea cu caracter gratuit... Ce răspunde clientului care spune, de ce trebuie să mai fac un drum la Pentru că este o nouă cale de folosire a medierii pentru a rezolva conflictele în care se află părțile.
O nouă cale pentru care nu a fost până acum. Iată că suntem țară membra a Uniunii Europene. Tranzacția judiciară? Sigur că da, arbitrajul este de 100 de ani, tranzacția este în codul civil din 1864, dar noi cunoaștem aceste aspecte. Domnule avocat, dacă îmi permiteți, este tranzacția un alt instrument juridic, de aceea se găsește reglementat la un alt articol. Noi cu dreptul de dispoziție a părților, noi cu medierea, prin care domnii judecători recomandă medierea, suntem la un alt articol, suntem într-o altă, cum să vă spun, reglementare. Iată, avem această lege. Finalitatea este aceeași. Reglementarea este una și finalitatea este aceeași. Soluționarea pe cale amiabilă a unui litigiu înseamnă prin tranzacție, prin arbitraj sau prin mediere acum. Da, și vreau să vă spun că... Clar. Deci nu vorbim de articol, vorbim de modalitate de soluționare a unui litigiu. Dacă două părți nu se înțeleg amiabil, da, și instanța constată lucrul ăsta, fie prin mediere, fie prin tranzacție, tot acea instanță va soluționa un partaj cu toate problemele care vor incumba de aici încolo. Deci domnule avocat, asta... Acum, avea și până acum pârghia de a soluționa într-un mod cât mai rapid un litigiu care s-ar fi terminat în ani și ani de zile, când părțile au ajuns la o tranzacție. Eu, de 16 ani, am făcut 10 sau sute, poate, de tranzacții. Medierea poate îmi va veni și mie un sprijin, pentru că de-aia am făcut cursurile de mediere, de a face un proces verbal și, într-adevăr, să nu mai plătească clientul meu taxa aia de timbru care acum este înrobitoare după 29 iunie. Domnule avocat, încă o dată repet, tranzacția și acordul de mediere ca urmare a folosirii medierii sunt două instrumente juridice diferite. Soluția și care... Este aceeași. Nu, domnule deci avocat, instrumente juridice diferite care se constituie în mod diferit, care au reglementări juridice diferite și care, într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, scopul este același. Domnule avocat Liviu Bran, încet, încet ne apropiem de finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Vocile Iașiului și pentru argumentele pe care le-ați adus. Argumente care, până la urmă, par răsărite, adevărat, din practică. Clienții nu înțeleg întotdeauna... mai ales un instrument nou cum este impunerea medierii. De aceea, cu permisiunea dumneavoastră, aș evidenția din nou ședința de informare cu privire la mediere. Vreau să vă spun că are un rol covârșitor, un rol extraordinar această ședință. Depinde de mediator, cât de profesionist este, cât de bine știe să-și facă meseria, pentru ca părțile, în deplină cunoștință de cauză, să poată rămâne la mediere, să-și rezolve conflictul pe calea medierii. Cum ați spus dumneavoastră, părțile nu știu ce este medierea, nu știu avantajele acesteia, nu știu care sunt valențele acordului de mediere. Iată, mediatorul spune pe nume acestor lucruri și părțile, luminându-se așa deodată, rămân la mediere. Excelentă intervenția domnului avocat. Sunteți de aceeași părere? Sunt de aceeași părere, subscriu întru totul de această dată și mai mult decât atât, experiența dumnealui a fost cea care a primat și a vorbit în această seară. Ce aș fi vrut să mai adaug, faptul că aceste certificate de informare, de mediere, dacă ajungem în final la această dorită mediere... Nu fac nicio confuzie, știu ce este certificatul de informare și dacă reușim să soluționăm prin mediere, acea hârtie despre care vorbeați, sub semnătură privată, legea este supusă... Legea acord de mediere, dovadă și așa mai departe. Această hârtie este supusă controlului, eu am găsit autentificării de către un notariat, am întrebat un notar care mi-a spus că este supusă verificării pe baza prezenței tuturor părților implicate, evident, în mediere, sau mergem iar la instanță care să consimtă învoiala părților. Deci, din nou, nu este decât un pas pentru a ajunge fie la notar unde făceam tranzacția, fie în instanța acolo unde, încheiam în mod amiabil un litigiu. O frază, dacă îmi permiteți, acordul de mediere este un înscris sub semnătură privată și părțile duc la îndeplinirea acest acord prin voința lor, prin convingerea lor proprie. Iar dacă părțile vor să consfințească sau să meargă la instanța de judecată pentru a consfinți acest lucru, nu au decât să facă elementul acesta. Dacă vor să meargă la notarul public să autentifice, nu au decât să facă acest lucru. Și ridică valoarea acestui înscris sub semnătură privată la valoare de titlu executoriu. Dar, vă spun încă o dată, marea majoritate sau majoritatea covârșitoare a acordurilor de mediere se aduc la îndeplinire prin voință, prin convingere. În concluzie, de la 1 august, dacă
inițiem un conflict sau avem un conflict cu cineva și trebuie să mergem în justiție, trebuie mai întâi să trecem pe la mediator. Acesta este primul aspect. Este ședința obligatorie. Dumneavoastră spuneți că prima ședință este gratuită. S-ar putea să avem surprize, așa cum a argumentat avocatul Liviu Bran. Nu sunt surprize, sunt realități, domnule moderator. Sunt realități, vom vedea nimeni acest lucru. Nimeni nu va munci lucru. Și vom nu va emite nici măcar o semnătură pe gratis. Cineva a plătit 3.000 de euro ca să obțină o ștampilă, o semnătură și așteaptă de mult este să le folosească. Este un subiect foarte important pentru noi toți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașiului. Noi am ajuns la final. Vom relua acest subiect cu proxima ocazie când vom avea argumente și din practică cum se desfășoară în realitate acest proces. Vă reamintesc că adresa de e-mail a emisiunii noastre este Vocile Iașiului, @digi24.ro. Ne puteți trimite observații sau idei pe această adresă. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă urez o seară liniștită, nu înainte de a vă invita să urmăriți de la ora 20 pe colegul Ovidiu Minea la Divizia Locală.